Domn procuror, ce vreun? Of, eram la Aurel, dar el nu știu ce nu crede. A fost mai înainte când am discutat cu dumneavoastră că sunt 9 luni de zile, sunt niște dosare, n-ajunge deze pe unde. Și eu i-am lăsat lista care le prezint luni cu propunere, sunt 249 liste. Că nu mă bag la levă pentru că vine control, dar care le trimit. Aurel a zis că dacă mă sună șeful și îmi spune, a zis că nu o să întrebe. Și okay. I-am lăsat și lista, că nu mă bag în aici. Așa chiar vreau multe, dar eu tot aș vrea și eu la Barcelona, aș vreau multe. Bun, hai. Dar îi spuneți, vă rog frumos. Mulțumesc frumos. Mă rog. Da, Aurel, astăzi. Dacă se le dau cuiva fișele? Da, de cât spun deodată, se întrebă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nici nu merge 10, de 25. 25 cu 49, da? Da. Este cineva sau o să vin cineva sau le pregătești pe cineva de le dau? Cum vezi pe cineva, te rog, o bere, dar un coniac la mine? Ivan, hai, lasă Walter. Și acolo, noi cu Igor mă ne plecăm din țară. Sau Igor pleacă în drumul. Eu am grăit, mi-au spus că sunt pe Viber, să-i trimesc. Ce s-o fotografiat el ții? Ca... Eu nu ne-o trimis, nu fotografie, ne-o trimis cu aia. E posibil de realitate? Luni, da. Da. Eu v-am chidat nevreodată. Eu ar știu cu mintea la mine, mă. Auzi, termină cu... Nu, cum ai putut să nu mă crezi și spune ca spune? Nu, dar deja asta e o lecție, că vei revanși. Sunt situații când, înțelegi, eu odată trebuie... Tu știi, băi, ne știm de 20 de oameni de ani, ne știm, Aurel. Nu, eu nu mă supăr, nu e o problemă. Nu, dar eu știu, mă, eu știu că gata, cuvântul tău spus, așa înseamnă că așa ai. Eu... Dar eu am capul vreodată. Nu, dar... Mai f***o deocamdată. Dar unde duci, de-am? Дарил, я спору сенчу, я мы дук в Румынии, ла Санит Молдова, пьячень. Я душу в бере, макар, де акуну. Да, ши, дикар бере, де ата... Румынянска, буна. Румынянска, ца дук в бере румынянска. Все, я кера задат. Дак ну не адуш, ну вен анунт. Не-ам интелес. Давай. Друм бун. Да, мерси. Норок. Давай. Да, это проблема к ней есть, если я треб ко семнатуры. Dar tu ești că la șef este mi-e zbunci, dar de-am gata, nu mai zic. Dacă vine controlul luni, eu te-am cu semnătură, dar eu la șef, dacă îi vin de dimineața, eu nu le am. Dar eu ta dosarele astea, cum ți-am spus, îi le duc, real le duc. Eu nu stăm și eu le semnez, mă. Așa, eu te le semnez. Eu n-am să mă f***i mine, în gât și pe tine și pe șef. Sau... Te le semnez, eu le semnez. Da, mai. Ce faci, domn șef? Tăman, mă gândeam la tine. E chiar la mine. Chiar la... Sunt omni control. În vine, am înțeles. M-o sună de ce? Șapte, șase ori mai departe. Să-ți vedem să fii. Că da, păi, ceva, s-a întâmplat cu mine control. Nu știu. Ha? Nu știu. Da, înțeles că nu numai la mine. E la fel vin și numai la tine, bleu. A, la fel vin și nu știem că ne-o spus Șargăros că numai la mine în centru și încă 8 inspectorate. Din țară. Nu, aici la voi control frontal, dar... La ține de control, la fel vin și. La voi nu asta, m-am îndemnat vin. A, știu cum o suna Mazureanu, că de-am vine. Și el spus, că e la procuror. Da, și faci la procuror? Fier că s-o fac. A, păi dar ăsta mă dăm? Da. A. Nu, da, fier că registrul lui cu anele. E, bă, am să-ți dăm la cea mai semnă. Că se trebuie... Că le da, asta e. Și că îți vezi că să rămânem noi. Păi, dar eu de mult am spus, ai să-mi făcut o mustrare, sunt termin tăpcatul ăsta odată. Și așa am zis și eu și am spus, cu mulga mai înainte. Ia-ți în ea că vine și control, lasă-mi fotomustrarea, n-apoi. Și apăs de mai departe, așa. Vă știți, miru, cu prostologiile astea. Nu, dar de aici așa de adună, cât topa ceom, da, la urmă. 55
tipa pe telefon la armeanu, blen, sunt, băi, nu mă zic, nu, nu fac și gata. Zic, încolo în coasic, groză. Da, văd, frate, mi-e pizdă o diferență de 180 de dosar și de aer. 180 am în aer? Nici nu m-am dat, i-am cerut la moachea asta, mai eu să mă uit. Nu, dar dacă e... Prietenul ăsta, procuror 782 și ai de terminat procuror 600. Apoi 1180 de ăsta. Și adă în aer, mă. Da, la tine cât? La mine e puținul, 60. Cât? 160. Da, și ai lanț? Nu, bă, care are 260. Numai botanică. Centru 170. Botanica are 40 sau câte are? 90. 80 ceva. La dâns într-o zâtă ține, s-a zâtă tăi. Nu, dar pe zi și cum, și fie așa judecată, spune, nu, eu nu spun, dar... Am o chestie aici, da. Ei, Valentin, dă-i, te rog, ai mâine și ei, de rog. Te rog, da. Te rog. Hai, îți pun eu de băut un restaurant. Hai, grăiem, două, hai. Da, vai. Alo. Alo. Încă o dată m-a fascinat cu diplomația dumneavoastră, dar problema e că mai este o mică distanță și ajungem la bataie. El vrea să-i semneze, dar eu jnus kamikaze. Care și să mai semnează? Cam nu, 10 care eu real am făcut, da, și m-am rugat eu, așa, da, așa 18 cum este, da, și vrea el, da, dă-l în mama dracului. Hai, la și vrea el? După acolo sunt multe, domn procuror, el acolo duce la Aurel, le semnați, le introduce. Amu, el vrea să-i semneze, sunt și ofițeri. Hai că eu dacă încă semneze, eu ofițer mi cel mai mare dușman al pun, semneze să aleagă cu dosar. Dar e vorba de care dosar? Care le-au pus el așa, din pot. Da, ele sunt cu persoană, unii se schiva, unii nu-i expertiză, unii nu-i mama dracu, care eu nici nu mă încumetam să mă aproape și să rog. Păi, vreau. Păi, să știu că niște, măcar cât de levă e în acea rapoarte și le propuneri, bine. Și de-am treaba mea să-și fac eu cu dânsele. Corect, dar... Păi nu, dar tu vezi altă salvare. Alt salvare mi-a spus oameni așa, nu te baga, nu agrava nimic, scopul la acțiunea asta e de a-i pune la respect. Tot termini odată bardacul ăsta în Moldova asta. Și m-am zbătut eu foarte mult. Păi ascultă, dar tu ești jurist în primul rând. Da. Tu, ca un șef de anchetă, nu poți să nu admiți faptul că cineva могут на вас сыграть злую шутку, я как А где ты-то я нечего врёшь, как Паша, урматор? А, да, фул, ты, ей сакусай, будет цена, где мы колом. На, цена, тюнька, снишь анкетаторы. Прощи не со мной. Ну, я не мануюсь, и фальсификаты. Все врёт, и пону, уфаку тот, а все, конечно, врёт, и пону, ты меня. Ой, ты ешь дебилой. Hai că amuia să termin așa cum ați termin, dar mâine poi mâine iar verifică și merge vorba că să-l freci în realitate în vrăjitor și așa ieși când acolo îți dă expertiză că nu e ala și ala și nu e ala și ala. Păi și îți pus într-o parte, așa la ciocan care amui, treaba lui unii. Și zic, nu sunteți voi pe p***ă. E, stai, dacă e cu tătul, apoi nu, relevant, eu am crezut că ele, voi ați convenit, gospodăriești, cu adevărat, ele sunt cu rezervă de o săptămână, două. N-am convenit eu, el a convenit, eu de când i-am spus lui, nu-i dat. Dar tu zici că nimeni nu i-a dat, eu singur și-a pus. Ei, i-a dat cu ștampilă, acolo e ștampilă. Stai, cu ștampile sau cu semnături? Cu ștampilă și-a făcut și vreau câteva semnături. Eu nu știu câte au făcut, dar am văzut că sunt. Dar eu sunt pasavlet, eu nu vreau pur și simplu și gata. Dacă așa să-i sară păpuși. Nu vreau să mă bag, eu i-am spus, băi, dă-i să ne gândim cumva la urmă cum să facem, dar eu pe nimeni nu bag sub tank și gata. E cam urât. E urât și eu corect ați spus, că eu, hai că nu sunt așa de inițiat procesualist, dar și speta care am în față, eu îi văd toate mișcările și consecințele. Da. De atât așa când am intrat, am dat.
Dar mă rog, eu nu pot corect ce-ați făcut. Chiar bravo, de-aș avea și eu putere să acționez uneori așa. Ascultă, fă analiză și ridică și fișele. Tu spui, băi, eu am vorbit cu procurorul și procurorul mi-a zis, mi-a dus și dosarele, și lista, și fișele, ca eu să vadă. Că ele semnate de Aurel sau nu semnate de Aurel, sau semnate de altcineva. Și acolo mai este încă una, informația a introdus 30, fișa e semnată de mine de 100 de procuror și 30 septembrie. Cum să argumentăm că procurorul e nebun să mă scuzați? Abhai, Adle, este Adle, așa cum te spune. Aici. Davai. Da, Ion. Aveți o minută? Pune-te. Eu nu știu cât mai putem să profităm de bunătatea dumneavoastră, dar în cazul ăsta chiar nu pot ca să profit și să bag sutan cu oameni și inclusiv și procurori. Să chiar ne-am spus că să facem propunerea și ordonanță. Pe unele dosare nici nu era persoană bănuită, nu era fiica audiată parte vătămată. Așelea care scrie ca de categoria asta, vă le puneți în schimbarea voastră. Păi corect, el vrea pe de aici. Nu, cum acolo unde există persoană și unde există parte vătămată, stăcelea. Unde nu există, e clar clasă, asta nu poți. Dar cum credeți la etapa și ei exista, că dacă exista eu nu le trimitem? Ele sunt câteva pe numeri pe deget care nu pot. Nu știu, asta în clasă spune el că nu pot. Asta e fals și abuz curat. Și mâine pui mâine unul care, mă rog, viața e viață, oameni sunt oameni și o să aduc aminte. Și eu tare mă îndoiesc cineva n-a scrie undeva după târgul care îl face el. Și el acum n-a să mă creadă că eu îi fac trimiteri la norme legale, el primește asta ca boicot din partea mea. Păi nu ca boicot, spune că ai vorbit cu mine, că eu s-am dus că numai acolo unde există persoane. Și nu ai existat atunci să bănuit și să fie cât de tras la terminarea dosarului, dar așa nu. Corect, dacă ar fi să răspund numai eu, nu e o problemă, dar aici sunt mulți ofițeri, alții nici nu lucrează în prezent. Ok. Nu vă supărați pe mine că... Ok, gata. Altul de mult, ziceți, ce voi nu mă... Ziceți, mulțumesc, nu vă trec eu, mă. Idris, da. Noi ne suim de-am în cap, să primești. Da, vai. Mă iertați. Mă rog. Pronto. Salam. Sta bine. Eu am revenit la serviciu. Da, felicitări. Vai zirele, băi, și-a făcut de-i băi din șeful ăsta noastră când am fost eu. Da, ce? Cum l-ai balamutit, băi? Dar nu l-am balamutit, într-adevăr, da, și l-am balamutit o leacă, dar și deu dosare la procurori și... Cum ai știu la procurori dacă ele nici nu-ți vinit încă, băi? Când să vin să ne clarificăm, că dacă noi ne clarificăm una viitoare, am de-le... Nu te de capăt. Eu îi zic, băi, cum ai te convins să-i vrești tu ești? Ai ținit dosarele astea. Dar câte ai, mă rog, nu s-a ajuns? Ia ca spune-și tu. Nu, nu s-a ajuns să-ți spun câte nu s-a ajuns. Da. Vreo 3-4 maximum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Tu te vei de aici. 15. Păi te rog, Aurel. 16. După registru care ea cam uia l-am primit eu în 3 minute, 13 dosari nu-ți dimiți. Păi te rog, chiar am uia, te rog frumos prin Viber și... Nu eu îți raportez care-i situația. Hai să ne când ne întâlnim azi. Dă-ne-mi să mă clarific eu. Stai de-o să mă clarific eu și ei. Aurel, fă Viber, nu știi ce costă să faci fotografii. Dar eu nu înțeleg nicio p***e ce-i scris aici, Iană. E scris cu roșu, să nu mă clarific. Hai, las că eu o să înțeleg. Hai, davai, trimite-mi. Hai, trimite-mi.